Trafic complet blocat după un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. S-a întâmplat în județul Dolj, pe DN56, la intrare în localitatea Podari. Impactul s-a produs din cauza neatenției. Un bărbat de 44 de ani a fost rănit și a fost transportat la spital cu o ambulanță. Accidentul în lanț s-a produs la intrarea în localitatea Podari, județul Dolj. Un tânăr de 28 de ani din Lipovu, care conducea un autoturism pe DN56 în afara localității Podari, nu ar fi păstrat distanța față de autoturismul din față. Această mașină, condusă de o femeie de 48 de ani din Craiova, ar fi încetinit pentru efectuarea unei întoarceri. Al doilea autoturism a fost lovit apoi de o auto-utilitară condusă de un tânăr de 29 de ani din Mischi, care circula în aceeași direcție. Din al doilea autoturism, un bărbat de 44 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, fiind rănit ușor. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, au precizat polițiștii doljeni. Traficul în zona a fost blocat mai bine de o oră, până când polițiștii au finalizat cercetările la fața locului.